Disperarea nu are margini. Locatarii blocului de pe strada Tamara Ciobanu din Orhei, care au rămas fără locuință noaptea de 18 octombrie, când s-a produs explozia, își pierd speranțele pe zi ce trece. Oamenii sunt supărați de pașii lenți pe care îi fac autoritățile pentru a remedia situația. Rămâne ajutorați în prag de iarnă, spun ei. Am trăit 30 de ani în apartamentul și ala și în timpul de față e că am rămas pe drumuri, timp de iarnă, nu avem niciun ajutor la nimănui. Și să facem? Lasă-mi spui cineva și să faci mai viitor. Cum ați trăim noi în casă, mai departe. Tăți este durere, o avem tăți persoane care trăim în casă. Formate sticle, nu pun nicio sticlă, nu dau ajutor de, măcar de hrană, ceva, să ne întreținem la hotel. Dar nimic nu se arată. Cum știți ce s-a întâmplat la explozia asta noastră? Ne-a dat la hotelul Codru, nu avem condiții de făcut mâncare, am studentă. În primul rând trebuie să pregătesc, soțul lucrează la stroică, eu la o farmacie, servitoare trebuie să ne iau mâncare. Nu am unii să-mi fac, nu am unii să mă pregătesc. De hramul orașului nu ne-a dat nimic, măcar să zic așa, măi, oameni, că poate noi suntem proști, că așa ne socot că suntem proști. Ne dai măcar câte 100 de lei de o plăcintă. Domnul primar a spus că el ne dă de o plăcintă. Mulțumesc, nu trebuiește plăcinta lui. Și Dumnezeu poate ne învrednișe să stărui pentru noi, ca să trecem în casă unde am trăit atâția ani de zile. Pe parcurs trecem, la 54 de ani eu n-am ajuns să trăiesc în hotelul Codru. N-am o ușă, ferestre mi-a pus ușa la intrare, n-am între câini acolo, între și vrei în cartiera mea. Și de hramul orașului ne-a dat ajutor primarul, ne-a dat bostănei murați, chiperi murați și vânătul murat să mâncăm. Ajutor ne-a dat. Sunt invalid de gradul 2 cu aparat de auz, îmi trebuie bani să înlocuiesc aparatul, îmi trebuie multe. De cealaltă parte, administrația localității promite că lucrările de reparație a blocului se efectuează în termen cât mai restrânși pentru a putea locatarii să revină în casele lor. La momentul de față, noi am deschis contul bancar prin care se colectează sursele de la oameni de bună credință pentru a efectua lucrările de consolidare. Primăria orașului Orhei a alocat mijloacele financiare și deja s-au făcut lucrările de reparație a apartamentului, s-au făcut lucrările de tâmplărie prin care s-au schimbat ferestrele și ușile, s-a evacuat deșeurile care au fost în urma deflagrației. Mai sunt careva deșeuri, dar ele vor fi evacuate odată cu lucrările de scoaterea tencuielei, deoarece acum, la momentul de față, este pe ultima sută de metri proiectul tehnic de execuție a lucrărilor de consolidare. Acest proiect necesită a fi finalizat în scurt timp și respectiv ulterior să fie expertizat, verificat de stat, ca să avem procedura de achiziție a lucrărilor de consolidare a blocului locativ din Tamara Ciobanu 8. În urma exploziei care s-a produs în unul din apartamentele blocului de locuit de pe strada Tamara Ciobanu, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost spitalizate. Deflagrația a fost atât de puternică încât mai multe apartamente au fost distruse. Pentru ajutorarea sinistraților, executivul a alocat din fondul de rezervă 2,5 milioane de lei. Primăria orașului a repartizat 100.000 de lei, iar pe un cont special s-au acumulat alte 160.000 de lei.